Pessoal, Shumaru, segundo Evanghelie de Franca, capitolul 5, citim cuvântul Domnului de la versetul 1 la versetul 11, pagina 992 în Sfânta Scriptură. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și le îmbolzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus, i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră în această seară în casa lui Dumnezeu. O seară din timpul săptămânii în care fiecare am luat o decizie. Vreau să vă spun că rugăciunea este acel lucru care ne aduce într-o stare de normalitate. Numai că rugăciunea implică un loc, rugăciunea implică un timp, rugăciunea implică efort și rugăciunea implică unitate. Cel puțin pentru noi care suntem în această seară aici, aceste patru condiții sunt îndeplinite. Locul, timpul, efortul și unitatea. Domnul să răspundă afirmativ la ceea ce în această seară ne dorim cu toții. Amin. Amin. Cred că sunteți în asentimentul meu și trăiți aceleași timpuri ca și mine, deși suntem în locuri diferite, în care la fiecare colț de stradă oamenii tremură. Se termină sau nu se termină criza? Care va fi următorul care va gusta falimentul? Și mereu auzim: și firma aia a dat faliment, și fabrica aia a falimentat, și magazinul ăla s-a închis. Și mereu, mereu auzim că a falimentat cineva sau s-a închis un loc unde oamenii câștigau pâinea cea de toate zile. În această seară nu o să vă vorbesc despre faliment. Pentru ca să nu vă duceți acasă cu coșmarul. Și în această seară aș dori să vă vorbesc despre omul succesului. Pentru că dacă în viața asta, pe pământ, falimentăm din punct de vedere material, nu e așa de grav. Dar în momentul în care falimentăm în relația cu Dumnezeu, acesta e cel mai grav lucru care ni se poate întâmpla și care atrage după sine consecințe nemai întâlnite. Cel mai grav faliment este falimentul în relația cu Dumnezeu.
când ne uităm la băncile goale din biserici, la scaunele goale din biserici, ne gândim, oare toți sunt acasă bolnavi, dacă sunt bolnavi, să ne rugăm pentru ei. Dar stăm și ne gândim dacă nu cumva creștinismul zilelor noastre se împarte în mai multe categorii. Categoria celor de miercuri seară, a celor de duminică dimineață, de duminică după amiază, de vineri seară. Fiecare avem posibilitatea să alegem. Oamenii care iubesc mult pe Domnul, oamenii care iubesc puțin pe Domnul și oamenii care nu iubesc deloc pe Domnul. Acum, de aici, vrem să constatăm dacă am falimentat sau nu în relația cu Dumnezeu. Dragul meu, ar vrea în această seară să te duci acasă și să aduci la cunoștință familiei tale că din seara aceasta ai devenit un om de succes. Și că ceea ce ai fost până acum nu se va mai repeta niciodată. Că nu mai vrei să auzi niciodată ce ai fost, nu mai vrei să știi ce ai fost, ci vrei ca din această seară să fii omul de succes în lucrarea lui Dumnezeu, în Biserica lui Hristos și în afara bisericii, pe stradă, în această lucrare de predicare, de câștigare a sufletelor. Să fii un om de succes. Așa că, pentru a fi un om de succes, în această seară vom face împreună 5 mari pași. La fiecare pas în viața de succes, ne paște falimentul. Ăsta e dușmanul care ne prindește. De fiecare dată însă când falimentul vrea să intervine din nou, să ne aducă din nou sub această rușine nemai întâlnită și să intrăm din nou în gura lumii că am mai falimentat odată, lângă falimentul acesta stă Domnul Iisus, care are în mână cheia salvării. Ne întinde fiecăruia și ne întreabă dacă vrem să mergem mai departe. Dacă nu vrem să mergem, nicio problemă. Rămâi și trăiește mai departe sănătos falimentul, nu uita condolianțe veșnice. Iar dacă vrei să mergi mai departe, iei cheia următoare. Materialul didactic în această seară este Petru. Unul din cei mai extraordinari ucenici pe care a avut Domnul, mereu a pus întrebări. Și întrebările lui își căutau răspunsul și Domnul a avut întotdeauna răspunsuri la întrebările lui Petru. Așa că în această seară el este materialul nostru didactic dintr-un om sortit falimentului, îl vedem pe Petru un om de succes. Haideți să parcurgem împreună în seara aceasta acești 5 mari pași care ne poate transforma viața dintr-o viață falimentară într-o viață de succes. Din oameni falimentari în oameni de succes. Vă spun de la început. Dumnezeu nu are învinși. În 2 Corinteni, capitolul 2, spune acolo, mulțumim lui Dumnezeu care ne-a purtat totdeauna în carul lui de biruință. Când romanii se întorceau de la război, și când veneau și aduceau la cunoștință celor din Roma că ei sunt victorioși, pe robi îi legau cu lanțuri și îi tărau pe jos după ei, ca cei din Roma să vadă că ei sunt victorioși, iar robii sunt înfrânți și sunt legați în lanțuri. În carul de biruință a lui Dumnezeu nu există înfrânți, ci există doar biruitori. De aceea, biserica are biruitori, biserica nu are șomeri, biserica nu are pensionar de boală, biserica nu are pensionar de vârstă, biserica are oameni de succes. Amin. Primul pas în viața de succes este pasul numit hărnicie. Ați auzit de pasul acesta. Poate nu vă spune nimic, dar de aici ar vrea să începem în această seară viața de succes. Știți, Dumnezeu în Scriptură dă dreptul doar la un singur om să mănânce. Știți cui? Cine nu muncește, să nu mănânce. Cine muncește, să mănânce. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, la noi în oraș, era o biserică mai mică. Ulterior am devenit păstorul acelei biserici. Era un obicei, am pierdut obiceiul. În noapte de Revelion, biserica, pe vremurile alea apuse, de care voi nu mai vreți să știți,
Spuneți că a fost rele, a fost bune, stați liniștiți. Ne adunam și ne înghesuiam acolo la rugăciune și nu mai erau locuri și deschideam ușile și era mare har. Și ne amenințau și noi, în loc să băgăm în seama amenințările lor, ne puneam încrederea în Dumnezeu. Acum, dacă te amenință cineva, nu mai vii un an ăsta la biserică. Cât de dată? Nu mai vii un an. Atunci nu. În noapte de Revelion, toată biserica la închinare. Și dacă se poate, era posibil și era și obligatoriu la un moment dat, la 12 noaptea tot să fiu la rugăciune. Dacă se poate, la 12 noaptea să mă rog eu. Ha, era un loc extraordinar. L-am auzit într-o seară pe una 12 noaptea rugându-se în bine biserică, îi tremura și vocea, transpirase. La ora 12 punct, el era la rugăciune. Dar, de-a lungul anului, tinerii au făcut un efort. Au selectat anumite versete din Scriptură, pe niște versete mici, și le-au tixit într-o cutiuță. Așa că după terminarea slujbei de închinare, urma ca să stăm la masă și fiecare din biserică trebuia să extragă un bilețel. În biserică era un om care a înțeles că de muncă n-a murit nimeni, mai ales de stat de geamă. Și a ales să stea de geamă și să o ducă bine și mergea. Numai că după ora 12 noaptea, cutiuța a trecut și prin fața lui și dumnealui a extras bilețelul. Și a trebuit să îl citească în fața bisericii. Când l-a citit, pe bilețel scria: du-te la furnică, leneșule. Nimic mai potrivit cu starea lui. Era înalt, s-a roșit tot la față și s-a dus în bancă. Du-te la furnică, leneșule. În această seară ne uităm la Petru, omul succesului, care a început să devină om de succes, făcând primul pas, hărnicia. Haideți în această seară să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne punem de acord cu cuvântul Domnului, să vedem cum arată Petru cel harnic. Petru ăsta, omul ăsta de succes, că de Petru puturos nu știu, dar de Petru harnic știu că e aici. Ne uităm să vedem cât de harnic e Petru. Primul pas în hărnicia lui, că vom lua fiecare pas în parte și îl vom dezvolta. Să vedem cum arată Petru cel harnic. Când Petru s-a hotărât să devină harnic, că trebuie să fie o decizie în viață, când te hotărât să fii harnic, un moment când decizi să fii harnic. Când s-a hotărât Petru să devină harnic, s-a pus de comun acord cu Dumnezeu. Știți în ce privință? Știți ce a spus Dumnezeu despre om la început? Știți cum? A spus așa: nu este bine ca omul să fie singur. Așa că primul pas în hărnicie pentru Petru a însemnat însurătoare. Ce n-ați auzit? Câți neînsurați sunteți aici, mână sus? Bă, tu ești prea mic. Neînsurați, haideți să vedem neînsurați. 1, 2, 3, 3 neînsurați. 4, nemăritate câte sunt? Vă rog să vă uitați în partea cealaltă. Să vă uitați aici. Nemăritat. Aduceți-vă aminte, uitați-vă la ei. În momentul în care unul nu este însurat și una nemăritată, parcă n-are niciun obiectiv în viață, nu știe unde se duce. Uitați-vă cum nu-i îmbrăcat, uitați-vă cum se scurg banii printre degete, nu se leagă nimic de el. Pentru că n-are un proiect anume. Așa că în momentul în care se căsătoresc doi, uitați-vă ce planuri mari au în viață. Așa a avut Petru. Întâi s-a căsătorit și dintr-o dată apare primul proiect. E atât de harnic încât își face casă. Nu credeți? Vă rog frumos să ascultați ceea ce spune Evanghelistul Luca, capitolul 4, versetul 38. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Petru. A intrat în casa lui Petru. Omul harnic, binecuvântat de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, are în viață proiectul acesta, mă. Măcar dacă trăiesc pe pământul acesta și Dumnezeu m-a binecuvântat, nu vreau să arunc banii aiurea. Vreau să se vadă ceva după mine. Și când doi se voie să meargă pe același drum, se căsătoresc, ei vor să-și facă casă. Casă. Și cântăm cântarea aia: ferice casa unde este Domnul. Ferice casă unde s-o soție, ferice casă unde fii și fiice, ferice casă, ferice casă. Doamne, binecuvintează-ne casa. Când te uiți acasă la cei mai mulți frați, intri acolo pe hol și vezi scrisul ăla pe perete, binecuvântarea casei. Toți oamenii vor să le fie casa binecuvântată. Ascultați,
Petru e atât de harnic încât se însoară, se grăbește și vă rog ăștia neînsurații să vă grăbiți și voi să vă grăbiți, să vă căsătoriți ca să fiți oameni harnici și să vă faceți casă. Domnule, ce vrea să spun ăsta? Stai să vezi ce este până la capăt. Apoi vă rog frumos să ascultați. E atât de harnic Petru încât în casa lui se găsește loc pentru soacra lui. Ce ziceți voi asta cu soacra? Veți spune voi, soacra este un rău necesar. Nu, soacra este un bine necesar. Așa că, dacă vrei să știi cum îl iubești pe Dumnezeu, întreabă-te cum îți iubești soacra. Dacă te poți uita în ochii soacrei, te poți uita și în sus. A venit unul la mine într-o zi și a zis, nu vii cu mine până lângă Marghita să-mi vizitez soacra. Dar ce-i cu ea? Îi bun la vătare și putem să se duce. Hai să mergem. Și s-a urcat în mașină. El, nevastă, s-a așa cu mine, cu mașina mea. Și tot drumul am tot vorbit, mă așteptam să iau o floare, să ducă la soacră sa. Mă, poate a uitat, poate n-are bani. Am ajuns la în satul respectiv, am ajuns acasă, ne-am dat jos din mașină, am intrat înăuntru și am văzut o femeie bătrână întinsă în pat. Și mă așteptam pe ăsta să-l umple plânsul. S-a uitat la ea și întreabă. N-ai chelit? M-a uitat la el, omule, ai probleme? N-ai chelit? Soacra, vă rog frumos să ascultați. Domnul Iisus s-a predicat în sinagoga din Capernaum. Și Petru a zis, Doamne, vii la mine acasă. Eu am casă. Și casa asta mea îi pus la dispoziția ta. Vom întâlni în casa lui Petru la un moment dat că este o adunare constituită acolo și sunt așa de mulți că acea casă era plină la refuz, curte era plină și este oamenii care purtau săvânul, le-au urcat pe coperiș și au spart afanul casei și au coborât în vinul adunării înaintea lui Iisus. Petru nu se revoltă. Petru întreabă de ce. Petru spune, nu e nicio problemă, dar vanul se repară. Este important că ăsta e și mântuit și iertat. În casa lui Petru. Și acum în casa asta vine el și spune, soacra mea vrea să slujească, dar nu poate că e prinsă de plinuri. Doamne, o țină cât mai mult, zic unii. Ia-o cât mai repede. Petru nu zice asta, Petru spune așa, Doamne, atinge de soacra mea. Doamne, este o femeie așa de bună. Doamne, să o vezi cum slujește. Ar vrea să facă, dar nu poate. Și Domnul se atinge, o lasă frigurile și femeia asta se ridică și trece la slujire. În casa lui Petru, îi loc și pentru soacră. Examenul pocăinței ți-l dai și atunci când locuiești cu soacra. Că dacă nu poți locui cu soacra în casă, nu poți să te numești un pocăit. N-ai cum. Dacă nu înghiți, dacă nu te înghiți. Mergem mai departe. Hărnicia lui Petru se vede în faptul că Petru are o afacere. Vă rog frumos să ascultați, era om de afaceri. Capitolul 3 din capitolul 5, versetul 3, textul din această seară zice așa. S-a sfârșit într-una din aceste corăbii care era a lui Petru. El a investit foarte mult în corabie. Corabia lui trebuia să transporte din larg o anumită cantitate de veștere amal. Trebuia să reziste valurilor, furtunilor care vor inspi în corabia lui. Așa că Petru muncește mult, pune bani cu bani deoparte și el își cumpără corabia lui. Mai mult decât atât. El are mrejile lui, el nu vrea să împrumute de la altul. El are mrejile lui. Apoi, mai mult decât atât, el are angajații lui. Și mai mult decât atât, Petru lucrează cot la cot cu angajații lui. Unii ne scrie, spun că Petru avea o înălțime de aproape 1,95 și era un om foarte aspru. Era ca un pipir din ăla care îi iute, iute de tot. Dacă în seara asta nu munceai cum muncește el, mâine seară nu mai erai pe corabia lui. Erai concediat și venea tu. Trebuie să muncești ca pe lume. Și cum vă întreb? Cu toată hărnicia asta, poate falimenta? Nu prea cred. Numai că vă rog frumos să-l ascultați pe Petru, cu toată hărnicia lui mărturisim că falimentează. Și în cel mai amar faliment al vieții. Într-o seară,
Capitolul 4 încheie așa versetul 44. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Era evanghelizare în zona Galilei. Și în seara aceea Domnul Iisus era la una din sinagoge din Galileea, unde s-a dus să predice. Era normal să, când te cheamă la evanghelizare, te întreabă cu ce formație vii. Ne aduci pe cineva care cântă și era normal că Domnul Iisus vine să întrebe cu câți ucenici vii. Și Domnul zice cu toți. Cu toți vin, că toți sunt ai mei. Mai că Petru îi spune lui Iacob și Ioan, mă, Domnul pleacă la evanghelizare, lăsați-o să duci. În seara asta pun cu rabia mea la bătaie. Chem angajații, mărejele le aduc de acasă, de unde sunt ele, pus la uscat, le băgăm în corabie și în seara asta mim pe mare. Și pescuim și mâine, vinem peștea dimineață și până se trezește Domnul cu ceilalți, noi ne ducem înainte cu banii. Uite ce a făcut mai aseară. Să știi că Domnul se va bucura. Ați văzut vreodată o turmă? E destul o oaie să iasă din turmă și să o ia în curmă. Că toată turma merge după oaia aia. Fie că acolo e moarte, ele merg după oaia aia. La un car de oale nevoie de singură bâtă. Și a terminat cu carul. Așa că ei se sfătuiesc și Domnul zice, ăștia mi-a pescuit. Nu e nicio problemă. Zice Petru, Domnul se descurcă fără noi, mă. Ai dreptate, Petre. Problema este următoarea, să văd cum te descurci tu fără mine. Că eu fără voi mă descurc. Voi fără mine nu vă descurcați. Nu sună așa. O la voi nu e așa. Domnul fără noi se descurcă. De noi e rău, că fără El nu ne descurcăm. Atât de hare suntem încât plecăm, Doamne, unde-ai fost, mă, miercoseară? Frate, acum a venit șeful și a zis că lucrarea asta trebuie terminată în seara asta, că îmi dă de trei ori mai mult. Numai că trebuie să o termin. Mă, ascultă-mă bine, mă, băiatule. În seara asta șeful îți dă de 10 ori mai mult. Pentru că în spatele șefului stă diavolul, care știe că în seara asta el trebuie să fie la biserică aici. Așa că de 10 ori mai mult nu e o pagubă pentru diavol. E o pagubă dacă îl vede pe om în biserică. Mă, unde ai fost? Am de lucru, frate. Oh, ai, am. Mă, înseamnă că ai și bani. N-am, frate, bani. Cum ai bani, că de lucru ai? N-am, frate. Mă, dă-mă că ești tare gras și vezi presa prin tine, mă. Te bate vântul, trebuie să țină bine minte, mă. Mă uit la mașina ta dacă ai bani cu mașina. Frate, dar știți cum e? Când am venit aici afară, îi întrebam pe majoritate de unde ești, din țară. Și câțiva mi-au spus că sunt din Botoșani, de unde sunt și eu. Unde ești? Acolo sunteți. Așa. Auzi, știi care e vorba moldoveanului? Nu se lichește nica, băi. Nimica nu se lichește. Dar de ce nu se lichește? Pentru că în momentul în care Domnul vrea să fie aici, eu sunt acolo. Când Domnul vrea să fiu la evanghelizare cu el, mă duc la pescuit. Și Domnul se uită spre mare și poruncește peștilor, în seara asta nu vă apropiază mrejelor lui Petru. Duceți-vă la celelalte mreje, să vă vină alții, dar nu la Petru. Lăsați-l să tragă, să arunce, să tragă, să arunce în seara asta. Lăsați-l pe Petru singur. Lăsați-l să nu se bucure în seara asta. Trebuia să fie cu mine și Iacob. Și ori de câte ori nu suntem cu Domnul, avem falimentul asigurat. Ori de câte ori nu suntem cu Domnul, avem falimentul asigurat. S-a turnit toată noaptea, dimineața, soarele sus, corăbile au descărcat, au fost dus pe cel magazin, s-a vândut la magazinul lui Petru, coadă de oameni care erau loiali lui Petru să cumpere numai de la lui Petru, se uită în jos, de jos în sus, oare nu pleacă el, oare ce mai așteaptă, oare nu văd că e soarele sus, oare cum se plece acasă? Și dintr-o dată, din peste de Capernaumului, se aude vuiele groate multă. Și Domnul Iisus iese din Capernaum spre mare, cu o groată mare după el. Și Petru se prinde de cap. Acum să văd eu ce spun eu la groatele astea. Oare ce o să le spun eu, Doamne, dar de ce ai adus? Doamne, nu mă fă de râs, Petru. Mă vezi pe mine că nu se fac de râs? Ce nu vine să fac de râs? Noi vin impresia că Domnul vine să fac de râs. Domnul nu vine să fac de râs, Petru. Eu am venit pentru că tu ești în faliment. Nu trebuie să mai spun. Să-ți ofer cheia. Cheia succesului. Pentru următorul pas. O iei, scapi. Nu o iei, drum bun, mai departe.
departe în faliment. Știți ceva? Pe vremea Domnului au farisei. Avem și noi farisei. E la biserică și strigă, vorbește Doamne, descoperă Doamne păcatul! Bineînțeles, a luat unul a lor. Și așa de satisfăcut sunt ei în momentul în care se mai ridică câte unul și spune așa, vorbește Domnul și spune păcatul ăla. Stimați farisei, dacă sunteți pe aici, iertați-mă, dar Domnul nu face asta. Domnul nu și-a făcut lucrarea de răs niciodată. Apoi vă întrebați, voi, dar de unde știe ăsta? Când a păcătuit respectivul și diavolul era prezent, când a văzut păcatul lui el, după ce ai păcătuit, spune, lasă că să rătățuiești, fac de râs să trai de și scoală câte unul în picioare, zi-i mălul ăla despre asta. Dar Domnul vine cu mulțimea după el și nu vine să-l facă de râs pe Petru. Și pe care îi pomenește falimentul și îi spune, Petre, succesul. E cheia asta. Următorul pas în viața de succes este ascultare. Țineți minte că hărnicia a fost cum a fost, sunteți de acord sau nu cu ea, vă spun în seara asta că de hane sunteți voi. Dacă nu sunteți în locul unde Dumnezeu vă vrea, nu se lipește nimic de voi. Și mereu veți alerga după lucru și după lucru și după lucru și bani nu veți avea niciodată. Pentru că unde vrea să vă vadă Dumnezeu, nu vreți voi. El fără noi se descurcă, noi fără El nu ne descurcăm. Așa că Petru n-are o altă alternativă decât să ia cheia. Și în seara asta vă explic ce înseamnă ascultare. Domnul Iisus a spus așa, aveți ochi ca să vedeți. Aveți urechi ca să auziți. Nu se ascultă cu urechile, cu urechile se audă. Și aveți inimă ca să ascultați. În seara asta să ascultăm cu inima. Amin? În primul rând, ascultare nu înseamnă auzire, ci ascultare înseamnă să pui în mâna lui Dumnezeu golul care a mai rămas din falimentul, din starea în care tu erai cel mai harnic și ai falimentat. Falimentul lasă în urmă gol. Și ascultați dovadă. Versetul 3. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon. Cum era corabia lui Simon? Cu altă. Simone, am nevoie de corabia ta, Doamne, ce să faci mai că-i goală? Un singur lucru. Să umblă. Nu uitați. Numai Domnul poate umple golul. Altcineva nimeni. Nu-l încercați să-l umpleți cu altceva, că nu ține. Veți băga acolo toată viața și tot golul. Pentru că golul are forma Domnului Iisus, și numai Lui îi stă bine acolo. Așa că Domnul Iisus se duce la Petru și spune, vreau corabia ta goală. Ce să faci cu ea? Sunt. N-are alternativă. Domnul Iisus se urcă în corabie și spune părinșosului Petru, te rog, depărtează puțin de la țărm. Și Petru face mișcarea să depărtează o îndepărtă puțin de la țărm și Domnul se așează și vorbește cu sine. Nu știu când a vorbit. Dar știu că Petru se gândea la momentul în care predica se va sfârși și va trebui să vorbească mulțime de modul în care falimentat în seara aia. Că doar trăim între oameni. Și oamenii vor să știe cum de-am falimentat, unde a fost greșeala. Așa că face primul pas. Pune golul acesta în mâna Domnului Iisus. În seara asta, asta te învăț să faci. Să pui golul care a mai rămas din faliment în mâna Domnului Iisus. Predica se termină și acum Petru, în loc să audă cuvintele Domnului Iisus, trage corabia la țărm, îi spune așa Domnul. Versetul 4. Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Și asta e poruncă. Asta nu negocie. Doamne, te uiți pe mare! Ce corabie mai vezi la pescuit ziua? Pe care mai vezi aruncând mrejile ziua? Ziua pește sunt la fundul apei. Noaptea sa suprafață, Doamne, unde mă pun? Nu, am falimentat de o spate, eu plin de rușine, când mă văd ăștia, când mă duc pe nava pescuit, ce-o zice mulțimea de oameni pe mal? Ce-o zice, Doamne, Petre? Depărtează corabia la adânc
Și aruncați-vă în mrejele pentru pescuire. Și alternativa cu Domnul, nu ai alternativa numărul 2, doar o singură alternativă ai. În prima parte, pune în mâna lui corul care mi-a rămas, vreau corabia ta goală, ce să fac? S-o umplu, vreau inima ta goală, ce să mai s-o umplu? Vreau casa ta goală, ce să mai s-o umplu? Domnul știe un singur lucru să facă, să umple, să toarne. Fii băiat deștept în seara asta. Lasă-l să umple Domnul. Apoi, în agitația asta, dintr-o dată Petru se trezește. Știi că noi ne putem trezi doar numai în prezența Domnului. O, nicio problemă. Vreți să o depărtez? Mă duc la pescuit. Eu am scăpat. Eu am scăpat. Dacă nu prind ceva, dau vina pe tine. Dacă nu iese nimic, eu voi spune oamenilor de pe mare scăpat de orice grijă. Iisus m-a pus. El m-a primit. El a spus să arunc, El a spus să trag. Iisus m-a pus. Ascultă-te rog ce spune cuvântul. Drept răspuns Simon a zis, versetul 5. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Ai înțeles în seara asta ce înseamnă să asculți? Asculta înseamnă să trăiești de aici încolo bazat pe cuvântul Lui. Amin? Bazat pe cuvântul Lui. Te trezești când vrea El și te culci când vrea El. Te duci când vrea El și te întorci când vrea El. Mănânci când vrea El, bei apă când vrea El. Cânti când vrea El, te rogi când vrea El. Te miști când vrea El. Dacă faci asta, înțelege, El răspunde de tine. Petru are dreptate aici. La cuvântul tău voi arunca. Dacă cineva se face de râs, așa cineva ești tu. Și vreau să vă întreb. L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu făcând de râs? Că eu nu l-am văzut. L-ați văzut pe Dumnezeu să te facă de râs pe noi? Nici pe asta n-am văzut-o. Nici El nu s-a făcut de râs, dar nici pe noi nu ne-a făcut de râs. Așa că în seara asta mutați. Pune golul în mâna Lui. Fii băiat deștept. Un singur lucru va face cu golul. Îl va umple. Și de asta ai nevoie. Ca El să umple golul. Apoi ascultă bine în această seară. Trăiește viața bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul tău. Ține minte al treilea lucru care înseamnă ascultare. Spune așa cuvântul. Versetul 6. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești. Ține minte în seara asta că niciodată ascultarea nu a rămas nerăsplătită. Percepeți? Niciodată ascultarea n-a rămas nerăsplătită. După ce le-au aruncat la anul, au tras mrejele. Lasă, Doamne, până când mă răsplătești în veșnicie, lasă-mă pe mine aici. A zis una într-o biserică pe care o păstoresc, auzi, frate păstor, da. Eu vreau să văd întâi ca după aceea să-i dau. Să aștepți tu că primești până nu-i dai. Până atunci, așteaptă acolo. Mult și bine. Succes mai departe. Întâi, ascultă. Pune golul în mâna Lui. Trăiește viața din seara asta bazată pe cuvântul Lui. Și în seara asta crede că ascultarea e răsplătită începând nu de mâine, de acum. Ce ai înțeles? De cum? Încă o dată spun. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești. Poruncă. Depărtează-o la dâng și aruncați-vă mreje pentru pescuire. Și asta a făcut. Și atunci a fost răsplătită ascultarea. Am început să treacă. La mare. Domnul Iisus s-a uitat de acolo, din capul corabiei, cum vin pești. Unul după altul formează un bac mare. Și tot bacul acela intră în mrejele lui Petru. Agitat, se rotește, se mișcă, foarte controlat, foarte unit, foarte bine organizat. Așa că tot se îndeață unul după altul, mrejele încep să se întindă, încep să crape, să se rupă, ochiile se întind, fulile se întindă. Și acum, vă rog frumos să ascultați. Au prins o așa de mare mulțime de pești că au început să le se rupă. Ăsta da, fără.
aseară a fost el pe lângă Jesus. Băi, deșteptule, ce cauți cu mrejele lemnă pe mare? Cum de scap, mă, prada asta? Nu ești în stare. Ți-ai cumpărat corabie tot, te-ai lăudat, că ești cel mai expert în pescuit și el. Zile după Petru, răspunsul ăștia pe mare. Și Petru nu l-are. A început să li se rupă mrejele. Se uită la Domnul, se uită la mreje, bacul se mișcă, controlat, organizat, se agită un pic, mai crapă un ochi, se mai atinge odată funia. Doamne, ce faci de faliment? Știu. Ok. E la mine. Ok. O iei, mergi mai departe. Nu? Toată pradă mă pierzi. Atât de becoși suntem vorba de la noi. Falimentăm decât să luăm cheia succesului. Care e cheia? Colaborare. Vă rog frumos să ascultați. Versetul 7. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau la mal în cealaltă corabie. Și așteptau să vadă ce fac frații. Ne cheamă frații și pe noi. Dar eu n-am nimic cu ei, dar ce nu-ți zis că ai? Eu te-am pus să-i chem. Dar nu l-a făcut nici rău, dar să zic că l-ai făcut rău. Cel mai mare rău e că nu-i chem. Dar să înșeam cu ei, dar ce? Ei sunt mal, tu ești în rău. Dar nu sunt eu de vână, dar ce zic eu că ești de vină? Eu ți-am spus să le faci semnările. Că fără colaborare nu-i succes. Nu știu că acum sunt surat, nu sunt ceva. Și vouă care v-ați maritat. Și vouă care v-ați însurat ca și mine. Dacă într-o casă soțul trage încolo și soția acolo, copiii trag încolo și încolo. Și unde nu-i colaborare, e haos. Și în haos Dumnezeu nu lucrează. Vă rog ceva în biserică. Rugați-vă pentru colaborare, că nu-i colaborare, se duce în biserică. Fiecare face ce vrea. Știți voi cântarea? Ce bine e când frații cu dulce se despart. Nu știți? Lasă, frate, se despart. De unit e mai greu, de despărțit e ușor. Ce bine e când frații cu dulce se despart. Se uită Petru la Domnul și Domnul spune, Petre, îi vezi pe ea. Păi tu trebuie să-i chemi. Da, să vine e singur, dar e lumii dacă nu-i chemi. Și noi suntem în stare să pierdem tot numai să nu-i chemăm pe alții. Și ce-am aflat la voi? Că v-ați unit cu biserica cealaltă. Și Doamne, bine-ți! De mai vin la voi și frații români, să vezi și mai stăzi. De vine și ciurarul cu lui, trebuie să vă mutați în nava de acolo. Nu, frate, fără rău! Vreau să vă spun ceva. Obișnuiți-vă cu ei de pe acum, ca să vă fie ușor în cer. Că de nu vă obișnuiți cu voi de pe acum, în cer e jale de voi. Dacă veți intra. Așa că încercați și aduceți și pe rog și băgați-i printre voi. Nu izolați-i pe aici. Băgați-i printre voi. Colaborare. Vă rog frumos să ascultați. Versetul 7. Au făcut semn tovarășilor lor. Și ea abia o așteptat o mână ridicată. Haideți, mă! Imediat au început să vâsnească și au venit până acolo, mrejele aici crăpau, o corabie aici una aici se pescărește, au început să descarce mrejele și în una și în alta, bucuroși, n-a plecat un pește, au salvat toată prada aia, s-au umplut corabiile. Ce bine e când e colaborare, se umplă biserica, nu mai sunt scaune goale, extraordinar colaborare, extraordinar colaborare. Acum vă rog frumos să ascultați, au umplut amândouă. Și dintr-o dată, falimentul. S-a obosit. A prins de un os pe drum. Păi, Oane, ce-i pe tine? N-am dormit tot toată noapte, mă, dar... Ție nu ți se pare că suntem mai aproape de apă? Se treacă pe drum. Ioan pe la ochi. Petre, ai dreptate, mă. Iacob! Ce-i, mă, ce-i cu voi? Ni se scufundă corabile, mă! Se duc corabile la fund! Se uită acum centimetru cu centimetru, corabile coboară! Coboară!
Și Domnul Iisus așa de liniștit. Doamne, mi se scobună curămile, bă! Și de aici nu scap numai eu. Că voi sunteți obosiți, voi n-ați dormit azi noapte, de aici scap numai eu. Eu merg pe ape, mă. Petru, tu încă n-ai mers. Și dacă mergi, te îndoiești repede și te duci la fund. Doamne, murim. De voi depinde. Ăsta da faliment. Pierdem și corăbile, și pește, și mrejele, și vețelovile. Și nu scăpăm multe în larg. Numai el scapă. Doamne, soluția! Soluția aici. Cheia numărul 4. Pasul numărul 4. Ca să fiu un de succes. Observați cu toată rănicia falimentă. Nu ne găsim unde ne vrea Dumnezeu. Nu se lichește nimeni. Nimeni. El fără mine se descurcă. Eu fără el nu mă descurcă. Cu toată ascultarea falimentă, dacă nu-i colaborare. El vrea să umple cuvântul. El vrea să mă vadă când mă bazez pe cuvântul lui. El vrea să știe că trăiesc după cuvântul lui și că el răspătește ascultarea asta. Dar dacă nu-i colaborare, e haos. Dar cu toată colaborarea asta și ascultarea și hărnășia, falimentăm, se scufundă cu răbile și Domnul spune, asta e cheia. Care e cheia? Cheia numită rugăciune. Ați auzit de ea? Luați-i biserică și rugăciunea și ați terminat-o în biserică. Adunați-vă voi și stați aici 10 ore. Dacă biserica n-are viață de rugăciune, biserica e fără. Unii fug de rugăciune. Și noi cântăm cântarea aia. Dar și în cer îmi voi aminti din dulce de rugăciune. În o cântare. Știi ce mincinoși suntem noi când cântăm? E mai grea. Noi așteptăm pe Domnul când vine. Eram într-o familie și venise la biserică, predicasem despre iad. Am predicat despre iad, că unul, când m-a văzut, am auzit că vine, a zis, vine la cu iadul. Și în momentul în care am ajuns în biserică, m-am așezat lângă el, era alb ca varul și s-a uitat la mine. Auzi, ce? Despre ce predici? Despre iad. Am zis eu. O albi la față, predici despre iad. Și când am ajuns acasă la gazdă, i-a sunat telefonul și pe telefon avea o melodie. Supărat sunt, Doamne, supărat. Și am întrebat, dar de ce ești supărat? Păi acum s-a trezit și el să vină. Când eu trebuie să mă duc să vizitez, avem bani, să mă distrez, acum să trezut și el să vină, dar la biserică cântăm, noi așteptăm pe Domnul când vine. Stai liniștit că n-aștepți Domnul. Nu te înșela. Nu aștepți. Nu așa să așteaptă Domnul. Arunce ceas, da, decât arunce ceas. Vă rog frumos, ascultați, unii fug de rugăciune, de ce? Pentru că rugăciunea scoate la suprafață patru mari de dar. Și vă rog să le ascultați. Primul mare adevăr. Rugăciunea arată realitatea. Vă rog, ascultați cu totul. Versetul 1. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Ce a văzut Simon Petru? Lucrul ăsta care? Realitate. Care realitate? Cât de harnic sunt, pot falimenta. Cu toată hărnicia și ascultarea pot falimenta. Cu toată hărnicia, ascultare și colaborare, dacă nu-i rugăciune, pot falimenta. Rugăciunea arată realitatea. La biserică, la una din biserici, am două oglinzi. Când ai deschis ușa la intrare, în față e oglinda. Ca să te vezi. După aceea, prin biserică. În biroul meu pastoral, când deschizi ușa, dai cu nasul în oglindă. Anul trecut, la ordinarea mea ca și evanghelist, a venit comisia de ordinare și a venit și o panfară tot atunci. Nu mai știi ce era afară acolo. Mașini după mașini, lume de pe lume. Și două popoțonate din astea mi-au atras privirea. Voi, de unde sunteți? Nu am nici cu panfara. Da? Da. Ați mai fost pe aici? Nu. Nu. Uitați, intrați înăuntru în biserică. Și prima la stânga, e o ușă, e biroul pastoral, intrați înăuntru și așteptați-mă acolo, că vin și eu. Și s-au grăbit amândouă doamnele, că eu le zic doamnele astea, nu sunt doamne, se intre în birou. Bine, am rezolvat celelalte probleme, intrat în birou și ele, când au deschis-o, și-au dat cu nasul în oglindă, oglinda e și una acolo.
Nu, frate, păstor, bucuroși că ne-am întâlnit, că ne cunoaștem, nu ne-am mai văzut. Dar de ce ne-a schimbat? Eu mă așteptam să îmi spuneți voi ce căutați aici în birou. Păi ne-a spus că nu e în birou și n-ați văzut nimic până am... Nu, ce să vedem? Oglinda pe perete. Dar ce-i cu oglinda? Ia uitați-vă voi în oglinda. Veniți-mi cu bămliguța. Auziți, aveți o șansă. Ori vă puneți baticul pe cap. Ori pe cușaia, la dreapta, pe stradă și tu dați-i drumul că puteți veni. Vai, frate păstor, n-am făcut niciodată asta să venim așa. A, ne-ați găsit că noi mai fraie și a zis să încercați aici. Ori. Ma, oglinda în care mă uit eu, nu pot să-mi arăt decât cu părul negru, că s-a alb. Ar fi cea mai ciudată oglindă. Tată ziua asta în fața oglinzii dacă aș ști că mi-arată părul negru. Și dacă m-ar face și vreo 30 de ani, ar dormi și o noapte. Dar ea mi-arată realitatea așa cum sunt. Alb și mărân. O la voi aveți acolo. Rugăciunea arată realitatea. Așa cum ești. Când a văzut Petru lucrul acesta, n-ai vrea să vezi în seara asta lucrul acesta. Cu toată hărnicia și cu toată ascultarea și colaborarea, nu-i rugăciune falimentează. Pricep. Apoi Petru arată că rugăciunea spune despre un alt lucru și spune așa. Când a văzut Simon pe lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Locul ne se rezolvă toate problemele. Falimentul nu se rezolvă în instanță. Nu în fața fraților, ci în fața Domnului Iisus. La genunchii Domnului Iisus se rezolvă problemele. Nu alergați în altă parte. Nu alergați la porți străine, neputincioase ca și tine și vină în școala lui Iisus. Petru s-a prăbușit la genunchii lui și a demonstrat clar, Doamne, sunt în faliment. Vreau să mă ridici. Mâine e duminică. Și mâine se rupe biserica. N-au dormit niciun toată noaptea aia. Că duminică dimineață o biserică foarte mare se rupea. Încă te nu știu. La ora 9, păstorul îmbrăcat în negru, în doliu, a intrat în biserică. A urcat la învon și a zis, azi trebuia să se rupe biserica. Dar la seara am prins criminalul. L-am omorât. I-am dat în cap și am omorât. Și l-am adus să-l vedeți și voi. Și pe ușa bisericii intră patru frați când un sicriu cu criminalul înăuntru, mort. L-a așezat aici. Și păstorul continuă, aici e criminal. Aveți dreptul să veniți, să vă uitați la el și să ieșiți pe ușa asta afară să nu vă întoarceți înapoi. Și a venit primul și a ridicat capacul și a dat drumul și îngrozit, a urlat odată și a pus mâine în cap pe ușă la fugă. Și s-a dus urlând. Următorul, toți aveau același gest, se speriau, ridicau capacul, trânteau înapoi jos și puneau mâine în cap și fugeau. Toți membrii din biserică s-au uitat la criminal așa de caragios era. De fapt, ce era în sicriu? Pe fundul sicriului, păstorul a pus o oglindă. Câte sicriuri de mare. Și când fiecare deschidea sicriul, se vedea pe el. Criminalul care rupe biserica. Și când se vedea pe el cât de haios îi, și el e la care rupe, fugea pe acolo afară urmând. Nu da vina pe el. Să nu uiți, rugăciunea arată realitate. Și problema se rezolvă pe picioarele lui. Petru se aruncă la picioarele Domnului Iisus. Apoi rugăciunea ne arată că în ea, atunci când ne rugăm, suntem acceptați într-un singur mod, îmbrăcați în smerenie. Vă rog frumos să ascultați. Când am văzut lucrul acesta, Petru s-a aruncat la genunchiul lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Românii sfințesc pietre, sfințesc clădiri, sfințesc mașini, sfințesc și sfințesc. Pocăiții sfințesc cuvinte. Și a sfințit pe Dacă. Și când e vorba să recunoaștem păcatul, noi spunem, știi, Doamne, Dacă am păcătuit, de parcă Domnul nu era acolo. N-a văzut, n-a auzit. Dar venim cu Dacă. Și Petru vine și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Pleacă. Ultimul lucru pe care îl arată rugăciunea, îi arată realitatea, ia rugăciunea, ne arată că trebuie să ne rugăm într-un singur mod în smerenie, apoi arată statutul meu de om păcătos și rugăciunea mai scoate asta în față ceva. Îmi arată modul în care vin să mă rog cu
frică. Versetul 9 spune așa, fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei. L-a apucase spaima când vine înaintea Domnului. Nu vine oricum. Mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Amin? Amin. Ultimul pas. Apele se liniștesc, corăbile se opresc și îmi place tare mult versetul 11. Poruncă. Scoateți corăbilele mari. Ei au scos corăbilele mari. Imaginați-vă, corăbii pline cu pește, câteva degete de până la apă, gemeau corăbile pline. Și toți erau veseli, Petru și Ioan erau triști. Triști din calafară. Și Domnul nu erau triști, erau triști, ce-au făcut. Și Domnul zice, Petre, nu te teme. Cheia cealaltă ți-o dau pe mare. Nu încerca să fugi, că iată nu s-o fac. Nu te teme. De aici încolo vei fi pescar de oameni. Pe toată durata seminarului am cântat o cântare. Vreau să te fac pescar de om. Fă-te tu. Vreau să te fac pescar de om, pescar. Vreau să te fac pescar de om dacă mă iubești. Mai vrei asta? Vrei să te facă de om pescar de om? Ai grijă ce zici. Că s-ar putea în noaptea asta să spună Domnul de mâine nu mai ești în Alcala de Henares. De mâine e vreo 11 în România, în Olteria, sau dincolo de Put, în Republica Moldova, sau în Ucraina, nu, dar noi spus o seara, bine amin. Vreau să te fac pescar. Ascultați-mi. În ianuarie, acum dacă ai acceptat, n-am ce să face. Am trecut la martorul lui Iehova. Ascultați-mă, domnule. Te miră. Ascultă, rostul. M-am uitat atent la ei, lucrează în echipă. Și mi-am format și eu echipa. Diaconii de servici. Băiete, hai. Ne-am dus în piață și l-am scăpat din frigând, vin să întoarce ăsta la mine bucuros, să am găsit o geamă. Faine, la vechituri. Că noi de acolo ne luăm, de la vechituri. Cât a dat, mă, 10 lei. Arunc o mașină cu o figură la ceva. Și am bat bunul eu, suc, hai să te duc acasă. Am dus acasă. Ia geamă și arunc acolo. Fă tot ce vrei, o figură la ceva. Vine. Duminică, la ora două, m-am dus la el. Am spus, băiete, unde e geamă? Aici. Ia-o și hai. Unde? La mașină. Am deschis portbagajul și am deschis geanta. 1, 2, 3 și-a dosenea până la 36 de Biblii. Din alea un pic mai mici ca asta. Mai încape mănânc, 36. Ia-o spinare. Păi ce facem? Nu suntem noi marcul lui Iehova? Vem din capul satului. La prima casă. Am stat la prima casă din capul satului și am intrat înăuntru, am bătut la ușă, am așteptat să spună ei poftiți, că ăștia la care intră martorul ăștia, ăștia cam nu au 7 ani de acasă, deși așa avea eu. Și am intrat în casă. Ei atunci se ridicase din pat, dormeau la miază, se uitau la noi, noi le-am aprins și bicul, la ora două. Și am zis noi salutul. Domnul să vă binecuvinteze, n-au auzit salutul ăsta în viața lor, în casa lor. Domnul să vă binecuvinteze. S-a uitat la noi speriați și am zis eu, sunt noul păstor al bisericii. Iar el este consăteanul Domnului nostru. S-au ridicat în picioare, am salutat. Am venit să vă aduc un dar. Cel mai frumos dar posibil. Și am luat geanta de alea și am luat Biblia. Și am dat în mână. Și am început să le vorbesc despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. N-au scos un cuvânt, așa ceva în casa lor nu s-a mai întâmplat. Apoi am luat ca de nuală, că am învățat-o asta bine. Nu le da voie să vorbească. Să vorbească. I-am zis, vreau să mă rog pentru voi. Și fără bani. Nici asta nu mi-a apucat-o să o vadă în casa lor. Să vină și ceva să se roage fără bani. Nici cu bani, nici fără. M-am rugat pentru ei, pentru sănătatea lor, pentru mântuirea lor, pentru puncii lor, pentru toți cei din casa lor. Și când am terminat rugăciunea, m-am uitat la ei cu gelare pe curaj. Și am zis eu, de mâine seara avem evanghelizare la biserică, vă invităm la evanghelizare. La 6 începe. Pacea Domnului Iisus, așa ne salutăm. Domnul să vă binecuvânteze. 1, 2, 3, 4 acasă, iese bătrânul pe mine plângând. Părinte, domnule pastor, mă pocăiesc. Eu sunt păcătos, eu mă pocăiesc, avea Biblia în mână și venea după mine până la poartă. Mă pocăiesc, mă
pocăiesc, Doamne ajută, ne dorim în seara biserică. Mâine ziua, am luat-o din nou, 5 ore program pe zi din casă în casă. În viziunea lui. La ora 6 seara am început evanghelizarea. 25 de prieteni din sat prezenți în biserică. Dar la ora 8 și ceva am primit vestea tristă. Ăla care plângea că se pocăiește la ora 6, când noi am început evanghelizarea, a făcut infart și a murit. N-am mai fost bun de nimic. Ce-am făcut? De ce mi-a spus să vină seara? De ce mi-a spus să vină seara? Mă gândeam mâine seara ce va fi. Mâine seara e privec, e biserica goală. Mâine seara oamenii s-au împărțit. Unul din familie se ducea la privec și altul la evanghelizare. Taci că e bine. Noi mai departe în sat. Și acum s-a început să crească numărul prietenilor până la 100 de prieteni în biserică. Oamenii se întrebau, dar ce umblă ăștia? Păi ăsta e părintele nou. Să vezi ce face ăsta acum. O luat-o din casă în casă. Să le deau Biblie la fiecare. Și oamenii, părinte, dar și la noi stați că vin, avem, da, aveți, avem. Avem Biblie pentru fiecare. Și îmi spuneau fiecare, când ajungi la ăla, rezul. E cel mai rău din sat, să vezi ce blastă, la ce morcos vorbește ăla, să vezi cum te înjură ăla, ce ai de biserică, mă, frate, păstor, la ăla să vezi cum e ăla. Și într-o seară, ducând prietenii acasă, că am făcut din mașină taxiul, îi aduceam și îi duceam, l-am văzut până la afară și spune, este cel mai rău din sat. Mai nu opresc acum, că mă fac direct să mă înjură. Dar după ăștia acasă, când vin înapoi, mă opresc eu la el. Când a venit înapoi, nu l-am mai găsit. Și m-a dus la diacon și a spus, am pierdut ce? Pe ăla, n-ai pierdut nimic. L-am pierdut pe ăla, mă, dacă așa la moare, am dat-o în bară. Așa că a doua zi l-am luat din nou pe diacon și hai din nou în sat. Și am ajuns la ăsta, era în drum și face ăsta trebuie să uite, ce mai om din sat. Am oprit mașina, coboară jos, nu cobor. Coboară-mă jos, mă, nu cobor, mă coboară, nu cobor. Nu cobor, eu știu cum îmi jur acum, mă coboară, nu cobor, du-te după ta, dacă vreau, nu cobor. Am avut o Biblie, am văzut Iisus, hai mă, și m-am dat jos. Nu știa el de ce a oprit mașina. Nu m-a văzut. Domnul se binecuvinteze. De când te caut? Aoleu, de când te caut? Atâtea mi s-a spus despre Dumnezeu, dar nu i-a spus eu ce mi s-a spus. Dar am venit eu să nu te răspund, dar te rog să vin. A sărit șansul ăla și a venit la mine. Dar mâna cu el, sunt noul păstor al bisericii din sat. De când am mai primit cadou? Oh, de mult, de mult, s-a dus vremea cadourilor. Eu am venit să-ți fac cel mai frumos cadou. Cel mai rău om din sat, scot din sub haină, scot Biblia și o pun în mână. Asta e carte de onoare a lui Dumnezeu, așa i-am prezentat-o lui. Aici te vei întâlni cu Dumnezeu, mă. Îți va arăta cât de păcătos ești. Dar și ce-a făcut Hristos pentru că m-a murit pentru păcate noastră și am început să-i prezint mântuirea lui Dumnezeu. Să uita la mine omul, nu scoate o vorbă, n-a venit și cum că moara mea mergea, tocă repede. Momentul în care am terminat de tocat, nu s-a mai apucat să mai zică nimic, i-a luat părăria din cap, a pus o mână și am spus acum, vreau să mă rog pentru tine. N-am mai putut să schițez un gest. Am pus mâna pe umărul lui și am început să mă rog. Nu se uită la noi, m-a apucat pentru o cocetare. Convingător. Când am deschis ochii, mă așteptam la ploaie de jucături. Când m-am uitat în față, diacon nu făcea poze. S-a dat jos din mașină, făcea poze. Și ăsta, în loc să mă ajute, m-a luat în brațe și m-a salutat de amândoi obraj. Cel mai rău din sat. Pe ce nățiune? Am terminat, am făcut o pauză de 5 zile și am luat-o din nou. Și întreabă ăștia, și acum, părintele, ce mai vrea? Acum vreau pruncii voștri. Am adus acum Biblie pentru pruncii voștri. Și vreau din pruncii voștri să formăm orchestra satului. Noi avem profesori de muzică, le predăm nota gratis, cumpărăm instrumente gratis, vrem pruncii voștri la fiecare casă, du-te înapoi și caută pruncii și roagă-te în prezența părinților. Vreau să te fac pescar de cum. Dacă voi dorești. Și nu mai dus mă și pe ăsta, e 10 și ceva, n-ar de gând să se duc, mai am un pic și mă duc. Stai niște când, ascultă-mi. Ultima cheie. A ieșit pe nar. Și Domnul îi dă cheia și pleacă, mă, vă se întreba dacă are cheia. Versetul 11. Ei au scos corăbile la nar, au lăsat totul și au mers după Iisus. Cheia numită predare. În seara asta tu oricum ești predat.
ori Domnului, ori diavolului. Că pe coridor, pe mijlocul nu se merge. Ai grijă cu ești predat în seara asta. Nu știu, predarea în mâna diavolului și ăla e șmecher, ăla vrea tot. Nici Domnul nu-l mai e prejos și el vrea tot. De aceea cuvântul spune că predarea în mâna Domnului înseamnă două lucruri. Ascultați, au scos curăbile la mal și fac primul pas. Primesc cheia și încep. Au lăsat tot. Au lăsat curăbile. Au lăsat pește, tot. Au lăsat mrejă. Au lăsat magazine. Au lăsat tot pricepe. Tu ești gata să lași tot? Tu ești gata să lași tot? Prea minuni tână. L-am întrebat multe lucruri, l-am sfătuit. Și acum îi spune, îmi spune soția, știi, s-a dus Andrei acasă și îi spune lui mamă sa, ofițer de armată și taică-s-o. Eu m-am pocăit. Și pentru că m-am pocăit, pe mine nu se mă vedeți la anunțele voastre, la botezurile voastre, la dezlegările voastre, la morții voștri, eu m-am pocăit. Am întrebat, câți prieteni mai ai? Unu. Și este inginer care merge la doctorat. Mai are un prieten. Numai că Iisus spune, lăsatul e el, ea să-i cândva, nici când nu. Nici când nu scosă-le afară pe cineva. Iisus ne știe că nu-i mai bine, El poate să ne ajute. Nu-i prietenul lui Iisus asemenea. Nimeni. În seara asta, ești gata să lași tot? Dacă ești gata să lași tot, cântarea spune, Iisus pe toți primește. Și pe drum bun îi duce. Veste să audă toți. Iisus pe toți primește. E loc și pentru tine, ca și pentru mine. Condiția. Lasă tot. A doua parte a predării. Vă rog frumos să ascultați ce spune cuvântul. Au lăsat totul și au mers după Iisus. Nu spune aici, au venit la dreapta sau la stânga lui. Iisus n-a nevoie de compania ta, de ce? Iisus n-a nevoie să vii în fața lui, să-i plângi de milă, să-i spui cât de greu e, vai cât de greu e. Iisus are nevoie să te vadă în spatele lui. Plutonul spre cer îl conduce el. Nu îi ține de urât, că n-are nevoie. Nu-i fi tovarăș, că n-ar nevoie. Urmează-l. Trece în spatele lui. Merg cu el la judecat. Merg cu el la chetismat. Eu merg cu el. Oriunde ar merge. Merg cu Iisus. În seara asta te-ai predat Domnului? În seara asta ai lăsat tot? În seara asta ești dispus să mergi după el, indiferent care e prețul? Pricep, ai de plătit un preț. Mâine nu mai ai vecini. Mâine poate nu mai ai casă. Predicam la șa în Timișoara. Și-a venit un tânăr în față și l-a întrebat-o, cine ești? Eu sunt preotul de la Greco Catolic. Și ce vrei? Vreau să mă predau Domnului Iisus. Da, da. Dar știi că nu mai ai nimic, știu. Mâine dimineață la ora 8. Mașina venită de sus cu cei mai mari au venit și l-au scos în stradă la 8 dimineața. Nici o săptămână era. La 8 dimineața l-a scos din casa parohială. A crezut că îl sperie și a ieșit în stradă. Dar a ieșit cu Dumnezeu. A lăsat tot. Tu ești gata să-L ajut. Ești gata să nu să-L ofturi. Știi că Iisus înseamnă să-L ajut tot. Știi că Doamne se uită după tine, vrea să vadă în tine un urmaș al lui Iisus. Știi că Doamne se uită după tine, după mine, vrea să vadă în noi un urmaș al lui Iisus. Știi că trebuie să se schimbă și garderoba, și mersul, și tot, absolut tot, tu ai de plătit un preț. Dacă în cazul ăsta tu vrei să mergi după Iisus, Iisus te așteaptă. Așteaptă să lași tot și așteaptă să mergi după El. Singurul pluton care ajunge în cer e al Lui. Singurul oameni de succes sunt ai Lui. În seara asta nu uita. Domnul nu vrea să mai fii falimentar. Domnul vrea să te facă un om de succes. Nu știu câți membri are biserica.
Dar vreo 240 zic eu că are, cel puțin informația asta o are. Împărțit la 2 sunt 120 de echipe care ar putea câștiga până la sfârșitul anului 120 de prieteni. Dar dacă sunteți așa de slăbuți, puneți mâna 4 pe o targă și formați 60 de echipe care, formate din 4 oameni, până la sfârșitul anului, pot câștiga un suflet. Până la sfârșitul anului să vezi aici 60 de oameni îmbrăcați în alb. Iar tu cu capul plecat în bancă să spui, Doamne, m-ai folosit pe mine într-o seară când m-am decis să las tot și să merg după tine. Și am zis să câștig și am prins îmbreaja mea, împreună cu toată biserica, atâția pești. I-am scos la mare și sunt aici. Ți-ai imaginat vreodată cum arată biserica cu 60 de oameni îmbrăcați în alb? Dacă tu în seara asta lași tot, dacă tu în seara asta îți predai viața lui Iisus, dacă tu în seara asta ești dispus să lași tot, trebuie să plătești un preț. Fii un om harnic. Numai harnic și se pot bucura. Dar harnic ascultând. Dar harnic și ascultând colaborând. Dar harnic și ascultând și colaborând rugându-te. Dar harnic și ascultând și colaborând și rugându-te, predându-ți viața în mâna Domnului Iisus. Ia cheia. Și mergi de pe Domnul Iisus. O vei face în seara asta. Domnul Iisus nu te va cunoaște în cer după cititul din registrul de membri. Nici după locul pe care ai ocupat. Și Domnul Iisus va striga în ziua cea mare, din cartea vieții, oameni de succes. Ai fost un alt tip de om, Domnul, în altceva decât oameni de succes. În seara asta ești dispus să faci. Dar o să mă bată! Dacă te bate, și subsemnatul a luat. Du-te să te bată din nou. Și dacă mă bate, te mai duci odată. Dar până când să mă duc? Că nu te mai bate, înseamnă că se apucă. Amin. Și ai câștigat. Amin. Închei spunându-mi. Am un coleg la Bacău, Chivoiu. Atâta l-au bătut ăștia în vremea lui Ceaușescu, de l-au zăpăcit. După Revoluție s-a pocăit un securist care îl bătea. Și a zis el, acum am echip. Acum o să mă duc în satul unde sunt pocăit, să formez cu el echipa și să predicăm Evanghelia. Și l-au prins ei și au pus pe amândoi jos și îi băteau. Îi băteau de ei rupeau. Acum Chivoiu se ruga și spunea rugăciune, Doamne, mulțumesc că îmi dai. Mulțumesc că e o bătaie pentru el, Doamne, așa de bine îmi pare că primește și ăsta, Doamne, mai deșul ăsta, ca să știe cum îi cântădea el. Dă-i, Doamne, și ăsta. Vedeți? Dar s-o pocăit oameni. În seara asta plătește prețul. Vă invit să ne ridicăm în picioare. În această seară, acolo unde ești, pleacă-ți capul înaintea Domnului și eu sunt aici. În seara aceasta și eu vreau să fiu un om de succes. Iartă-mă, Doamne, că nu s-a lipit nimic de mine, pentru că acolo unde m-ai vrut Tu, n-am vrut eu. Vreau din seara aceasta să fiu harnic așa cum vrei. Să ascult, să pun golul în mâna Ta, să învățesc viața pe cuvânt și să nu uit că ascultarea e răspătită acum. Vreau din seara aceasta să colaborez, să primesc echipa. Vreau din seara asta să fiu un om al rugăciunii, să văd realitatea. Să mă prăbușesc la picioarele Tale, să mă îmbrac în smerenie, să mă închid cu frică în templul Tău. Vreau în această seară să predau viața în mâna Ta, să las totul și să ascult de Tine. Vreau în seara asta. Plec în cap. Și fără să ne auzim. Te invit să iei cea mai extraordinară decizie. Decizia de a fi ce vrea Dumnezeu. Un om de succes. Mă uit spre sal. Nu-i o glumă. Nu-i că n-am ce face. Ce provocare pentru viață. Vrei începând din seara aceasta. Să fiu un om de succes. Și vrei să-ți predai viața în totalmente, Domnul Iisus. Te rog, ridic-o mână sus, ne rugăm pe Domnul. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Mai e cineva în seara aceasta care vrea să lase tot și în seara asta să fie la dispoziția Lui, dacă mai e cineva.
Domnul Iisus are de lucru și pentru tine. Mai e cineva. Acolo unde ești. În seara aceasta vei fi coptat să faci parte din echipă. Arată-ți disponibilitatea de a fi omul de succes. În corabia Domnului Iisus. Mai e cineva. Dacă mai e cineva, ridică mâna sus de rugă și cu Domnul. Domnul te așteaptă. Doamne bun, îndură-te de cei a căror inima a fost mișcată în seara aceasta. Și-au arătat dorința ridicând omul. Binecuvintează decizia lor. Și fă ca decizia din seara aceasta să se vadă în viața bisericii. Binecuvintează întreaga biserică. Și mă rog pentru fiecare membru. Te rog în seara aceasta cercetează. În seara aceasta mișcă, transformă, binecuvintează. Și mulțumim că ești în Dumnezeu care vei duce la bun sfârșit ce începe. Te rog în numele Domnului Iisus.